așteptați acest magazin? Așteptăm de mult, de la deschiderea stadionului, da? Niciodată nu e prea târziu. E... Acum că s-a deschis, cum vi se pare? Foarte frumos. Cred că o cărui jucător l-ați cumpărat? Hamza, da, nu prea, s-a terminat repede. Nu l-ați mai apucat? Ba da, l-am luat. Nepotul meu locuiește în Canada și este fan al echipei Petrolul. Ce produse i-ați cumpărat? Oh, i-am cumpărat fular, două pahare, un tricot. La ce locație de aici? Da, cred că este prea scumpă pentru posibilitățile oamenilor. Pentru mine personal, nu că nu mai sunt tânără să port bikini și something. Gama va fi mult mai variată, săptămânal vor veni produse noi. După cum vedeți, deja rafturile sunt goale, începând de mâine se va face încă o aprovizionare și săptămânal or să vină produse noi. Ce este mai important, tricourile comercializate sunt tricourile originale de joc ale echipei. De ce produse luăm? Eu mi-au pentru băiețel și pentru fetiță, m-au rugat să le iau echipamente pentru ei și trebuie să le și brandez pe spate, pentru că în magazin avem și posibilitatea să brandim tricourile după solicitarea fanilor. În ziua cu meci, magazinul este deschis înainte, pe timpul meciului și după meci, inclusiv este deschis pentru suporterii care vor să-și achiziționeze un produs din acest magazin. Slime Bucarest? Slime Bucarest.